Dilema Veche la timpul prezent. Spre brâncuș se numește dosarul de săptămână aceasta al revistei Dilema Veche. Noi suntem de la Greceanu și Matei Martin. Și invitata noastră este Alexandra Croitoru, artistă și curatoare, prezentă în acest dosar cu textul O semintele artistului versus cumințenia pământului. De la cult la cult. Cool". Se vorbește mult anul acesta despre brâncuși. S-au împlinit 140 de ani de la nașterea sa. Ziua nașterii sale, 19 februarie, este de anul acesta zi națională. Pentru sculptura cu mințenia pământului s-a lansat tot anul acesta o subscripție publică prin care se dorește strângerea sumei de 6 milioane de euro, la care statul ar adăuga 5 milioane de euro pentru a putea achiziționa în final sculptura de la actualii proprietari. Cu toate aceste evenimente, cât de mare este interesul pentru opera lui Brâncuș în România, la nivelul publicului larg și la nivelul specialiștilor Alexandra Croitoru? Asta cumva a discut și în articolul meu, această ruptură cumva între admirația pe care românii o au pentru Brâncuș, personajul și legătura lor cu lucrările de artă. Adică mi se pare că sunt niște chestii total diferite și evident când vine vorba despre lucrările de artă, aprecierea este mult mai mică, dar asta mi se pare interesant de discutat, că sunt paliere total diferite. Asta nu înseamnă că uh, românii nu au investit foarte mult în uh, imaginea lui Brâncuș. În uh, folclorul urban circulă o vorbă la uh, fotbal și la politică, ne pricepem cu toții, ne pricepem și la artă. Cum, uh, cum înțelegem, cum abordăm uh, popular uh, opera lui Brâncuș? Cu siguranță ne pricepem cu toții la brâncuși, dar nu neapărat la opera lui Brâncuș. Deci toată pasiunea asta în cultura populară, de fapt, are foarte puține trimiteri la opera lui, ci mai mult la acest mit care e construit. Mai mult pe performanțele lui într-un fel de context internațional, adică nici măcar nu se referă la lucrări în sine, ci la niște performanțe destul de abstracte mi se pare mie. Aș numi asta efectul bumerang, se vede și în cinema, mai ales că atunci când regizori contemporani din România se întorc acasă, eventual cu premii importante de la festivaluri internaționale, brusc le crește notorietatea, nu neapărat și vizitele la cinema pentru filmele lor, devin cumva cunoscuți, devin vedete fără a li se înțelege cu precizie mesajul sau opera în sine. Așa s-a întâmplat și cu Brâncuș? Cu siguranță așa s-a întâmplat, dar aici mi se pare că a fost ceva mai complicat pentru că el sau acest limbaj omagial, acest cult a devenit posibil în perioada de dinainte de 89 când exista un anumit limbaj care specula foarte mult pe specificitatea națională a operei lui și pe conexiunea cu, nu știu, tradiția populară. Și, de fapt, lucrurile astea s-au perpetuat fără ca cineva să-și mai da seama de unde au pornit și au... Deci ele sunt cele care se regăsesc acum în discursul popular despre și Conexiunea cu, mă rog, spiritualitatea națională este construită tot pe aceste uh, uh, tipuri de limbaj care existau în exegeza brâncușiană de dinainte de 89. Da, e un paradox aici, în felul în care a fost integrat Brâncuș în, în ceea ce înseamnă cultura contemporană, tocmai pentru că el e considerat, mai ales în Occident, un modernist, un, un precursor al sculpturii moderne, al artei moderne, pe când la noi, mai ales în timpul comunismului, a fost interpretat, poate abuziv, poate nu, o să ne spuneți Alexandra Croitoru, ca, ca un interpret al culturii străvechi, al, al românismului. Da, a existat de mult această cum să zic distanță între viziuni și foarte mulți critici români s-au poziționat vis-a-vis -vis de teoria lui Sidney Geist, care a fost unul dintre vâncușologii celebri internațional și el cumva a fost cel care nu știu, nu a recunoscut niciun fel de românism în opera lui Brâncuș, considerând bineînțeles influențele moderniste și influențele pariziene, să zicem, asupra lui. Și pe urmă tot ce a venit după el a fost o poziționare vis-a-vis -vis de această viziune. Da, dacă ar fi să facem o analiză la rece, ce este local și ce e global în opera lui? Bun, cred că e. Adică, nu știu, mie mi se pare imposibil de zis, pentru că, nu, pe de altă parte, mai există și, așa zis, influența artei africane, adică, până, atunci, așa ea poate fi considerat o valență a localului, să zicem, nu? Dar. Uh... Era în același timp, trebuie să să spunem că era o modă, cumva, mai ales în la Paris, o recuperare a artelor vechi marginale pe atunci față de Europa, față de Occident. Da, exact, dar asta cumva în exegesia românească a fost tradusă ca fiind un fel de întâlnire în substratul arhetipal între aceste civilizații primitive africane și, mă rog, cele europene de pe teritoriul nostru, să zicem. Deci până și acolo s-a creat un fel de legătură între. Pe sub timp. În ce măsură specialiștii români sunt interesați în prezent de opera lui Brâncuș? Eu cred că sunt. Adică nu, nici nu pot să mă pronunț așa că nu -i, să zic, nu-i cunosc personal pe toți, dar cei pe care îi cunosc eu și care sunt oameni serioși și au conexiuni cu mediul academic, mi se pare că sunt foarte serioși și au o, o atitudine foarte constructivă vis-a-vis -vis de această cercetare. Acum trebuie să recunoaștem că ceea ce prim, prim, primește finanțare, să zicem, nu e întotdeauna. Um, nu știu, o chestie care să să fie serioasă. Și atunci cred că de aici apare și uh, uh, balansul ăsta puțin stricat între cercetările serioase și uh, aceste manifestări uh, mai populiste, să zicem, care întotdeauna cumva au beneficiat de mai mult finanțare și de mai multă vizibilitate. Adică într-adevăr e destul de uh, jalnic așa că nu s-au găsit bani să se traducă niște studii internaționale despre brâncuși în românește. Adică asta cum mai poate fi calificat apropo de interesul nostru pentru uh, uh, sculptura lui. Pentru că, pentru că studii ale uh, criticilor români sau teoreticienilor români, să zicem, se publică non-stop. Nu știu dacă ne uităm, probabil sunt 100 pe an care tot apar. Adrian Guță, de la Universitatea Națională de Arte Publică, un articol interesant în acest dosar din dilema veche despre Brâncuși, despre felul în care Opera sa este studiată în Facultatea de Arte de la București, facultate pe care de altfel Brâncuș a urmat-o și unde a și produs o operă, una dintre puținele care au mai rămas în România, faimosul Ecorșeu. Cine mai urmărește astăzi opera lui Brâncuș? Cine se mai revendică de la el dintre tinerii artiști absolvenți ai acestei universități de artă? Din articolul domnului Guță este că, într-adevăr, la departamentul de sculptură este un, un interes mai mare pentru brâncuși, dar altfel nu-mi dau seama. Într-adevăr, este acest curs al domnului Velescu pe care toți studenții cred că sunt obligați să îl urmeze, așadar ei ajung să fie cumva familiarizați într-un mod serios și academic cu opera lui, ceea ce pare un lucru bun. Ministerul Culturii a lansat subscripția publică pentru achiziționarea sculpturii cu pământului, dar cum s-a raportat de-a lungul timpului statul român la opera lui Brâncuși? Asta am menționat și în articol, că de fapt, nu a fost într-adevăr nicio perioadă așa dramatică în care Brâncuș să fi fost, nu știu, cenzurat sau complet scos din circuitul expozițional. Dacă e să ne uităm la uh, perioada de după ce el a plecat la Paris, când oricum era foarte tânăr și uh, până în prezent, aș zice că au fost puține, puține ani în care e, uh, lucrările lui nu au fost. most Expuse sau n au fost prezentate publicului. Adică, oricum, în, începând cu 64, a început această omagiere obsesivă pe filiera uh, spiritualității naționale, dar bineînțeles și în perioada interbelică el a fost uh, cumva apropiat de către avangarda locală care îl vedea ca pe un standard, tot așa care fusese recunoscut internațional și care putea să îi să nu știu cum să zic, să îi reprezinte și pe ei într un mod onorabil. Care e situația altor națiuni europene în ce măsură se legitimează în mod similar prin personalități artistice istorice culturale? Cred că e un loc comun ăsta, pentru că de fapt Cred că industria turismului a modificat foarte mult această prezentare a artiștilor ca fiind artiști naționali și mi se pare că și în cazul lui Brâncuș, de fapt, se întâmplă acum același lucru, pentru că el, adică la Târgu Jiu, ansamblul monumental e de multe ori folosit într-un fel de fantezie din asta despre ce ar însemna un turism serios în România și așa și la nivel internațional. Adică nu știu cum e Picasso pentru Spania, sau Dalí pentru Spania, Van Gogh, de, de exemplu, am citit un studiu al intern din ăsta al muzeului Van Gogh din Amsterdam în care de fapt era foarte clar definită această strategie de partenerizare cu cu instituțiile turistice al orașului și cumva împreună să se potențeze astfel încât să atragă cât mai mulți turiști. Deci cred că până la urmă în multe cazuri este și un calcul financiar dincolo de o pasiune națională la mine. Da, chiar așa, dacă tot e un calcul financiar la mijloc, că tot se pot face calcule financiare pornind de la uh, valori culturale autentice, certificate, oare de ce la uh, Târgu Jiu, acolo unde există uh, un sit enorm uh, brâncuș, unde există calea eroilor, unde există trei monumente construite de uh, un Maestru al uh, sculpturii moderne, nu s-a făcut uh, nimic în acest sens. Nu, nu există, de fapt, o infrastructură culturală serioasă uh, care, care să atragă, într-adevăr, uh, turismul în această zonă, turismul cultural. Mm -hmm. Nu știu, e greu de zis de ce. Parțial, cred că are legătură și cu situația uh, transportului sau situația drumurilor, să zic, care leagă, nu știu, centrele mari uh, de Târgu Jiu. Pe de altă parte, uh, nici scena locală nu a tras, uh, nu știu, personalități culturale foarte valoroase care să reușească să impună un anumit tip de discurs. Acum se discută odată despre amenajarea căi eroilor. Am văzut un proiect care înțeleg că la timpul lui a fost aprobat, propus de Dorin Ștefan, dacă nu mă înșel, nu știu exact în ce formulă, pentru că articolul menționa că nu există finanțare pentru acest proiect de amenajare, dar el fusese ales de către municipalitate. Uh, știu că au mai existat și alte proiecte de a implementa acolo tot felul de centre de cercetare și uh, întotdeauna comunitatea din Târgu Jiu a fost destul de sceptică din câte am văzut eu în presă uh, la inițiative care veneau din afara uh, localului și uh, atunci nu știu mă întreb ceva care va fi soarta acestui nou muzeu. Pentru că uh, dacă este neapărat o inițiativă locală, atunci uh, care sunt șansele ca el să genereze un uh, concept uh, uh, care să, să fie mai serios și care să atragă mai multă uh, Lume. Nu știm încă în care va fi conceptul acestui muzeu, știm însă ce spune legea despre acest muzeu. Este un muzeu care se construiește dintr-o obligație a statului pe care statul și a asumat-o printr-o lege adoptată de parlament. O să citesc câteva puncte din această lege care prevede și misiunea acestui muzeu, reunirea tuturor lucrărilor marelui artist într-o expunere de tip virtual, cu imagini 3D, de tip digital, inițierea și elaborarea de lucrări și programe de cercetare asupra operei și vieții lui Constantin Brâncuș, identificarea lucrărilor și alcătuirea unui repertoriu al lucrărilor marelui artist aflate pe teritoriul României și în străinătate și organizarea de expoziții temporare prin expunerea acestora în muzeu. Sunt și alte capitole un muzeu 3D cu brâncuș, cum vi se pare? O idee proastă mi se pare mie, dar uh, nici nu-mi dau seama dacă la nivelul ăsta, dacă el chiar poate fi realizat. Adică mi se pare că este o fantezie care pentru unii pare uh, bună. Dar chiar și așa. Nu văd cum ar putea să o realizeze. Adică și înțeleg că local ei se dorește această, nu știu, configurare a unui spațiu fizic care să marcheze într-un fel sau altul să marcheze acolo pe Brâncuș, dar, de local, fapt, nu e nevoie. Local pentru că... Brâncuș este deja asta... marcat prin, prin carieroilor, exact. prin monumentul lui cel mai important, totuși. Asta zic. El acolo există. Știu că a mai fost odată o discuție, cum ziceam, despre uh, deschiderea unui centru de cercetare, nu mai știu cum îi spunea, și uh, chiar și un fel de amenajare în jurul uh, coloanei fără sfârșit, dar uh, până la urmă s-a renunțat la ideea asta, pentru că autorități Autoritățile locale au fost foarte... Și, mă rog, brâncușologii locali, nu știu cât de mult autoritățile, dar au fost foarte reticenți la chestia asta. Un alt punct din această lege spune așa achiziționarea de documente, obiecte cu caracter documentar, lucrări pentru colecția muzeului. Deocamdată ne chinuim să da. achiziționăm... <laughs> Cu mințenia pământului? Asta e și mai comic, adică da, nu sunt bani pentru asta, dar de unde vor fi bani în viitor pentru asta? Adică, nu știu, mi se pare puțin hazardat. Știu că a fost, nu știu ce s-a mai întâmplat, de exemplu, cu proiectul de la Craiova, că acolo trebuiau să construiască un fel de pavilion, brâncuș, în curtea interioară sau, mă rog, într-un spațiu de lângă muzeul de artă, care ar fi trebuit să fie, nu știu, în formă de ou transparent, un fel de piramida de la Louvre, dar în formă de ou și cu un lift care te urcai un etaj, dar nu ajungeai nicăieri. Deci era o chestie oricum la fel de fantezistă și până la urmă aia nu s-a mai realizat. Muzeul înțeleg că s-a deschis, dar nu știu care mai este, de exemplu, planul cu pavilionul ăsta. Opinie interesantă susținută de criticul și istoricul literar Pavel Șușar în acest dosar din Dilema Veche Avem nevoie în primul rând de un muzeu al artei moderne Un muzeu care să facă racordul între uh, ceea ce propune deja uh, ca traseu muzeal, muzeul național de artă Și muzeul național de artă contemporană Un etaj intermediar, un palier în care să fie integrat Brâncuș și alți uh, artiști din această epocă, din modernism cum vi se pare? Mi se pare o idee bună, așa cum să zic în abstract, dar pe de altă parte, oricum, toate instituțiile culturale din România mi se pare că au probleme și organizatorice și financiare și nu dau seama dacă se mai poate ctitori încă un muzeu, nu știu care sunt resursele, adică totul de fapt e pe, în pragul colapsului toate instituțiile și atunci mi se pare puțin ciudat să mai ctitorești unele noi înainte să încerci să rezolvi problemele care sunt în instituțiile existente. Dar este important ca lucrarea lui Brâncuș cu a Pământului să ajungă în proprietatea statului român? Da, eu m-aș bucura să ajung să rămână de fapt aici pentru că așa am avea, nu știu, acces și personal. M-aș bucura să o mai pot vedea din când în când. Adică ar fi într-adevăr un... m-aș bucura. Nu știu dacă ar fi bine sau... Adică nu pot să zic aici ceva bine sau rău, dar eu personal m-aș bucura să să rămân acum. Nu știu care sunt șansele, pentru că înțeleg că suma strânsă din subscripție este destul de mică. N-am -am reușit, nu știu dacă există online un loc unde poți să te informezi, să vezi ce, la cât s-a ajuns pe site-ul ăsta oficial. N-am reușit să aflu niciun fel de informație. Brâncuș este al meu, se cheamă site-ul. Da. Puteți verifica acolo detalii despre această campanie, pentru care s-au strâns deocamdată în jur de 200.000 de euro. Euro. Da, uh, mi se pare că ar trebui și aici puțin mai multă transparență. Adică pe site-ul campaniei mi s-ar părea normal să fie, nu știu, un capitol în care să se abdateze măcar o dată pe săptămână ce s-a mai întâmplat, câți bani s-au mai strâns, ca așa tot planează și un soi de mister din ăsta. Acum am văzut și posterul ăsta despre care vorbeam, sau meș, cum îi zice, pus pe guvern, care. Nu știu, mă întreb dacă poate să mai, să mai mobilizeze ceva. Sunt foarte curioasă dacă după ce l-am instalat, de exemplu, au crescut cum să zic, contribuțiile astea individuale. Dar cum ar putea fi promovat mai bine această importanță a achiziționării acestei sculpturi ca totuși lumea să, să înțeleagă că e important să participe nu cred că are legătură neapărat cu promovarea acest sau cu nu știu cu această sculptură în particular. De fapt, cred că totul pornește de la nu știu, o educație în domeniul artistic și cultural care în România nu e foarte bine pusă la punct. Adică dacă, nu știu, copiii de la școala generală, în loc să chiulească de la orele de desen, să zicem, ar avea uh, niște uh, discuții cu profesorii, care totuși se inițieze de mici în, uh, în uh, a uh, înțelege și a... Uh, să zic, fi curioși despre ce înseamnă artă, atunci mi se pare că sunt șanse ca ei să crească în niște oameni care să aprecieze mai mult. Așa, nu cred că o campanie de presă sau o campanie publicitară de vreun fel poate să schimbe niște mentalități care, nu știu, sunt acolo. Adică e prea târziu. O campanie de educație din școala generală, educație artistică, asta e mi se pare nevoie. Alexandra Croitoru, mulțumim că ați venit la Radio România Cultural. Noi suntem Andela Greceanu și Matei Martin. Seară frumoasă.